Salut! Am venit astăzi pe râul Suceava cu prietenii mei Alex și Popica. Săptămâna trecută tot din acest loc am filmat. Apa puțin mai mare decât atunci. Singura problemă e vântul, bate un vânt din nord destul de tare. Iar când am ajuns sau decolat de aici, cred că vreo 50 de rete sălbatice. Așa că vreo jumătate de oră, o oră, nu știu dacă reușim să prindem vreun flan, cred că toți sunt speriați, sunt în cioatele de mare în cel rău. Dar am venit să încercăm. Deocamdată n-am văzut nicio săritură, tura trecută săreau scobari aici, n-am văzut nicio săritură de scobar. Dar avem cu noi ceva viermi, râme, vedem ce reușim să prindem. Vizionare plăcută! În primul loc în care am fost, bătea prea tare vântul, nu puteam să țin bățul bine în mână, nu puteam să lansez corespunzător. Așa că am hotărât să vin pe un brat secundar al râului, dar unde nu prea bate vântul. Am căutat un loc unde nu bate vântul, era puțin mai jos, copaci foarte mulți aici în zonă. Mai bate, când bate câte rafală tare, se simte, dar în rest e ok. Nu știu pește exact ce este pe aici, dar poate câțiva clenuți, ce nu știu, poate chiar ceva scobar, nu e exclus. Băieții au mai rămas în acel loc, mai încearcă, dacă nu au spus că vin și ei pe aici, mai sunt câteva locuri mai în amonte. Și dacă voi încerca aici, poate se mai potolește vântul și pe seară revin înapoi la locul inițial. Thank you.
clean, un clean foarte frumos. Nu. Short, o poză să-ți fac. Asta era cleanul de 2000 de abonați, dar a întârziat. Nu știu dacă ați văzut, toți acești viermi a scuipat el. Avea mulți, mulți viermi în gât. Prietenii mei, Alex și Popica, s-au întors din locul lor. Au prins 6 scobărei mici. Au văzut live-ul cu acel clean și au zis să vină și ei aici pe acest loc. Tu acționezi fără mincioc. Nu are dimensiune. Da, fain. Alex are un clean capital. Duce aici. Da, frumos clean. Mai greșa lui e, nu? Da, frumos.
Cu dușmănie. Vezi că... Da, mergi în deal. Știu. Nu știu. Nu, e clar. Partida s-a încheiat, mulțumim pentru vizionare, nu uitați de subscribe, share, a fost una din cele mai frumoase partide pe anul acesta. Alex, cum ți s-a părut partida? Partida a fost excepțională. Eu am găsit și un sac de deșeuri aici, ecologizați dacă puteți. Hai, pentru ora viitoare, la revedere!